Din închisoarea Romei, bătrânul Pavel scrie și mâna tremurândă se oprește pe hârtie. Privește printre gratii și în față îi apare trecutul plin de zbucium și suferințe amare. E luptă mult în urmă, durere, umilire, dar pe brazdă-i față se vede mulțumire. El, Pavel, niciodată nu și-a trădat credința și în celula rece așteaptă biruința. Nu, nu este rușine de toată alergarea și liniștit așteaptă la Domnul său plecarea. Un rece vânt începe tot trupul să-i lovească, căci gratile groase sunt prea rari să-l oprească. Și haina de pe dânsul e ruptă, necârpită, lui Timotei îi scrie mantaua să-i trimită. Privirea și-o întoarce acum în altă parte și peste veacuri vede în cer lucind departe. Lumina adevărată din ziua întrupării, Hristos, lumina lumii, e ziua încoronării. Mulțimea încoronată pe tronul slăvitul miel și printre cei încoronați se vede și pe el. El ia din nou condeiul și mai departe scrie: Domnul va da cununa slăvită întunci și mie. Și tuturor acelor ce i-au iubit venirea și care în focul luptei n-au părăsit slujirea. S-oprește apoi bătrânul ostaș al lui Iisus. Privește în jur și cade din nou pe gânduri dus. O, iată, el e singur aici înlănțuit și Dima nu e, s-a dus, l-a părăsit. Pe drumurile Romei, doi sfinți treceau noapte, cel mai bătrân în față, ce tânăr mai deoparte. Locarurile pline și zarva lor cea mare nu le vedea bătrânul și nu le da ascultare. Din când în când, cel tânăr își întoarce privirea și mai trăgea cu urechea și astfel creștea iubirea de lucrurile lumii ce rămâneau departe, căci părăsiră Roma și se fundară noapte. Se duc spre catacumbe, coboară sub pământ, aici veneau creștinii să laude pe cel sfânt. Și cel bătrân, el, Pavel, începe o cuvântare: nu vă uitați la lume, că toate strecătoare. Cel tânăr stă și ascultă și în sine se îndoiește, și a doua seară Dima din locul lui lipsește. Priviți, un sfânt vermelnic, bătrânul Pavel spune: e Dima, care a căzut din dragoste de lume. De-ai fi ajuns tu, Dima, în lume mai bogat decât Cezarul însuși, și tot te-ai înșelat. Se poate că într-o seară la Dima a venit un călător să-i spună mesajul ce a primit: vin tocmai de la Roma. Îți amintești tu oare că ai stat și ai lăsat acolo pe Pavel la închisoare? Deodată gânduri negre pe Dima-l năpădesc. Se audă, vin, se scoală și îl învinuiesc. O, vai, nenorocitul, nemernicul de mine, sunt blestemat pe veci că m-am adus rușine. Bătrânul apostol și celor ce au crezut că fiva în veci sfârșitul, ca falnicul început. L-am părăsit pe Pavel, pe salvatorul lui, de acum așteaptă mânia cerului. O lume, ce-ai făcut din viața mea curată? O lume, lume, ce soartă blestemată! Mi-ai dat, luându-mi din viață salvatorul. O, mi-am vândut ca Iuda și eu învățătorul. De ce am aplecat urechea la șoapta diavolească? De ce am lăsat ca pofta ființa să-mi robească? Cununa scumpă vieții eu nu vă mai avea și iadul, iadul veșnic rămâne partea mea. O, vai, nefericitul, a mea e toată vina, așa, iubiții mei, se tânguiește Dima. O, frați, lăsați plăcerea, visările și somnul. Vegheați ca să rămâneți
alături de Domnul. Sfârșiți ca Sfântul Pavel, păzindu-vă credința și nici de cum ca Dima, glumind cu pocăința.